Am fost invitat de un grup de oameni de afaceri care se gândește să investească în Moldova și, în Moldova și mai exact la Zimbru Chișinău. Am fost acolo în calitate de consultant să văd baza, să văd exact despre ce e vorba. Au fost niște discuții și nimic mai mult. E o posibilitate pentru că le-am explicat că te costă mult mai puțin să ajungi în Europa prin Moldova decât în România. Un buget, vă dau un exemplu, un buget al unei echipe care este în primele trei, se învârte undeva în jur de 1.300.000-1.400.000 de euro. În România cu banii ăștia, banii ăștia cumva tu, în Liga a doua, da. E o echipă de Liga a doua. Și, nu știu, așa, din ceea ce am văzut, că vorbim aici de Zimbru, au o bază, o infrastructură excelentă pe care se poate construi foarte bine, un stadion foarte cochet de 12.500 de locuri, modern, categoria A UEFA. Uh-huh. Poate fi teren de antrenament, teren sintetic, iarbă. Da. Au academie unde au deja 500 de copii. E un club de tradiție. Are și rolul tău care să fie? Nu, rolul meu a fost pur și simplu de consultant la momentul ăsta. Da? Să vedem dacă e cumva, poate fi o investiție bună pentru viitor. Da? Și, mă rog, eu din... experiența pe care o am și în partea managerială, am fost acolo să văd exact cum stau lucrurile. Nu știu, vom vedea. Uh-huh. Eu le-am explicat. Mie mi s-a părut interesant, mi se pare un proiect interesant. E un club de tradiție, un brand important în Moldova. Într-un oraș frumos, o bază în centrul orașului. Se pot face lucruri. Sunt de unde? Sunt români. Români? Da. Sunt români. Și ei au fost interesați, înțeleg, să investească și în fotbal românesc, dar le-ai explicat sunt interesați, sunt interesați să investească și în fotbal, da? Dar interesul lor este să dezvolte afaceri nu numai în domeniul sportiv, în Moldova. A, și dincolo de fotbal. Da. Adică, ok. Petrocup Hâncești, care este campioana Republicii Moldova, este sigură, este fix în aceeași situație ca FCSB. Joacă play-off de Europa League. Și e sigură de Conference League, dar poate ajunge chiar în Europa League. Da. Ceea ce mi se pare asta le-am explicat, pentru că gândiți-vă ce buget are FCSB și ce buget au cei de la Petrocub. Nu cred că depășesc un 1,5-1,7 milioane de euro și sunt la un pas de participarea în grupele unei cupe europene, care poate reprezenta o rețetă financiară. În schimb, cât îi costă pe cei de la FCSB să ajungă în această situație. Deci lucrurile sunt destul de interesante, dacă să le privim strict din perspectiva financiară a business-ului. Cam ce salarii sunt la Zimbru? La Zimbru cred că salariile nu depășesc 2500 de euro. Fondul de salarii cred că este undeva la 40.000 net, fără stafful tehnic. Da, ceva asemănător a avut Corvinu anul trecut. Da. Ce mi-a dus repede aminte că spunea Bogdan Apostu. Da, este un buget la noi de Liga, de o echipă de Liga a doua. Care se bate la promovare, gen Corvinu, da. Da. Da, interesant. Da. Ok, până să vorbim de CFR, Maccabi Petactiva, care va începe aici pe Prima Sport 1 la ora 20, se joacă în Gruia, repet, rezultatul din tur 1-0 pentru trupa lui Dan Petrescu, mare favorită la calificare. Discutăm un pic despre ce se mai întâmplă în fotbalul Inter, pentru că ne pregătim de un meci care se anunță așa, la temperaturi ridicate, Rapid Dinamo, va fi duminică, între contextul ridică pulsul acestui meci, pentru că Rapid într-o situație extrem de complicată, Dinamo într-o situație bună, adică nu te-ai fi așteptat totuși la începutul sezonului cu bugetul mare al Rapidului, investițiile, antrenorul care vine, să fie în situația asta. Dar uite cum le așează fotbalul. Fotbalul este foarte imprevizibil. Da, cum anticipezi, Ovidiu, meciul ăsta de duminică? Repet, ținând cont de context, că e important tot timpul la un meci de fotbal. Nu, contextul Rapidului este unul special, pentru că, așa cum spuneai și tu, la investițiile care au fost făcute, strategia care a fost făcută, mă rog, până la ultimul meci pe care l-am văzut, a fost o strategie construită pe un anumit sistem de joc. Un antrenor a dus să antreneze acest sistem de joc cu un buget care a permis transferurile unor jucători tocmai în baza acestei filozofii de joc. Până la etapa trecută, când lucrurile s-au schimbat cumva, au fost aduși chiar și jucători noi, care nu știu dacă au fost prognozați sau bugetați de la bun început, dar... Rapidul e într-o situație delicată. Cu totuși am văzut și meciul trecut,
semne îmbucurătoare, în sensul că am văzut jucători folosiți pe pozițiile lor naturale, într-un sistem de joc mult mai convenabil pentru ceea ce oferă cel puțin jucătorii pe care i-a folosit de la început. Când nu vrei să faci lucruri complicate și fotbalul de multe ori îl complicăm, el fiind în esență o chestie mult mai simplă decât credem, când vrei să faci lucrurile simple, corecte, atunci lucrurile încep să se așeze. La cum a arătat meciul trecut, chiar dacă n-au câștigat, am văzut că Rapid poate deveni o echipă puternică. Doar dacă nu se mai întâmplă schimbări de la o etapă la etapă, nu știu, schimbări de jucători, de sisteme, că aici lucrurile n-au avut o, nu știu, mi s-a părut că n-au avut o fluiditate, a fost foarte multă confuzie, da. Ok. Ți s-a părut în regulă modul în care a procedat conducerea Rapidului prin acel ultimatum public pe care i-l-a dat lui Lennon, și anume schimb sistemul? Bine, n-am spus dacă nu te dăm afară, dar am spus schimb sistemul. Nu mi s-a părut deloc normal să apară în spațiu public niște discuții care teoretic în spatele ușilor închise pot avea loc. Da. Și spun asta pentru că ceea ce este cel mai important în un club de fotbal este autoritatea pe care un antrenor o are asupra vestiarului. În momentul în care conducătorii apar în spațiu public și trasează niște directive unui antrenor, acesta riscă să-și piardă foarte mult din autoritate și din credibilitate în fața jucătorilor. Cred că ăsta e lucru cel mai periculos care ar fi putut să se întâmple. Și cred că s-a întâmplat. Din păcate, da. Pe jucătorii câștigi cu cunoștințele și cu certitudinile pe care le oferi lor pentru a câștiga meciuri. Ori dacă aici, în zona asta, ai foarte multă confuzie și pentru mine, în primele meciuri pe care le-am văzut ale Rapidului, mi s-a părut că jucătorii sunt foarte confuzi. Aici vom vedea dacă Lennon, nu știu, a început să învețe clubul, să cunoască istoria. Pentru că, iarăși, o problemă care mi s-a părut că una dintre probleme a fost acest mod direct de abordare. De fapt, nu sistemul în sine a deranjat foarte tare, cât abordarea. Rapid a jucat în foarte multe sisteme de-a lungul istoriei. A jucat și cu 3 fundași, a jucat și cu 4, a avut succes și cu un sistem și cu celălalt. Dar întotdeauna cu o anumită abordare. Rapidul nu poate avea un joc direct, englezesc, britanic, plat. Rapid întotdeauna a avut un joc efervescent, bazat foarte mult pe pase scurte, pe progresia mingii, pe dominarea adversarului, pe un stil de joc dominant. Ori lucrurile astea nu le-am văzut. Asta mă face să cred că antrenorul nu cunoaște foarte bine istoria. Pentru că întotdeauna la un club de fotbal trebuie să pornești de la istoria clubului și de la un model de joc. Nu poți să vii și să le propui unor oameni care vin pe stadion de 30, de 40 de ani, de poate chiar de mai mult, un stil de joc cu care ei nu sunt obișnuiți. În momentul în care nu ai nici succes, e clar că vei fi judecat și foarte repede. Da, corect. Dar aici cred că a fost ține și de foarte mult de strategia care a fost făcută din punct de vedere sportiv, pentru că atunci când aduci un antrenor trebuie să-l cunoști foarte bine, să înțelegi ce poate să-ți ofere antrenorul. Poate oferi Rapidului satisfacție, până la urmă, suportelui rapidist, un stil de joc direct, un stil de joc în care există foarte multă mingi lungi, bătaie, mingea a doua, nu sunt sigur că poate prinde la un club cum este Rapid. Iar strategia asta probabil că a făcut-o cineva, dar undeva lucrurile nu au fost așezate așa cum trebuie. Să putem și pe Pașcanu, care a fost adus în această vară. Ți se pare că ce se întâmplă lui Sepunearu e corect, e incorect? Până la urmă, nu trebuie să ții cont de statutul pe care îl are un jucător și trebuie tot să se supună deciziilor antrenorului? Cum ți se pare? Totul Sepunearu, vorbind de el, pentru că e altceva față de orice alt jucător. Din punct de vedere strict al unui jucător, lucrurile cred că sunt atâta timp cât ești plătit cu banii la zi, ți se oferă niște condiții foarte bune de performanță, cred că lucrurile sunt în regulă. Acum, corect și incorect față de un jucător care reprezintă mai mult decât un jucător. Da? Și e cumva unul dintre simbolurile moderne, da, ale Rapidului. Nu știu dacă e corect sau incorect, dar cred că e o problemă care nu a fost gestionată așa cum trebuie. Acum, nu știu, nu vreau să vorbesc din interior, nu știu dacă
Cineva a avut vreo discuție cu săpunarul la începutul sezonului în care au fost trasate clar anumite lucruri, el dacă a fost de acord cu ele, dar din tot ceea ce văd și din toate declarațiile pe care le-am văzut al lui Cristi și cunoscându-l cum e ca persoană, mi se pare că nu este deloc confortabil cu statutul pe care l-are. Nu e împăcat cu ce nu e împăcat și pe de-o parte, știi cum e, la 40 de ani, când poate, dacă vine cineva să spună, știi, Cristi, la anul nu ne mai bazăm atât de mult, sau ne bazăm pe tine, dar nu atât de, în mod atât de frecvent cum am făcut-o până acum, vei fi un jucător care, la care se va apela atunci când e nevoie, e bine, el poate, la mod conștient, să spună, nu, accept, da, asta, accept, accept, da, dar știi, eu personal cunoscându-l, dacă aș fi fost un conducător de club, aș fi știut că el nu poate să accepte rolul ăsta, pentru că tot timpul a fost un jucător care căruia a plăcut prin planul, lumina reflectoarelor, un jucător care nu poate să stea deoparte, da? Un jucător care i-a plăcut să câștige, un jucător care a ars foarte puternic întotdeauna.